a fost tot o fată, a patra comandă, a patra fată, a patra comandă cu bacșiș și nu orice bacșiș. La această comandă am luat... Salutare prietenașilor și bine v-am găsit de aici din Constanța, cu voi este Grigore Varlam și astăzi este prima zi din seria aceasta în care v-am zis că voi merge prin 6 orașe din țară și voi livra la Taz Baie Maga. Astăzi a venit momentul pentru Constanța, încă n-am început programul, este ora 11 și vreo 40 de minute. Mă îndrept către Tommy Small, am o singură problemă, n-am reușit în toată Constanța asta să găsesc de închiriat o bicicletă și n-am vrut să apelez la voi pentru că nici nu m-am gândit sincer că nu găsesc chiar nimic de închiriat o bicicletă. Ivelu am înțeles că a dispărut de aici din Constanța pe timp de iarnă și scooter n-am găsit, am căutat pe OLX scootere de închiriat așa mai departe. Am vorbit cu niște băieți care aveau niște scootere Vespa și nici la ei n-am găsit de închiriat nimic. Așa că nu-mi rămâne decât să livrez cu această trotinetă de la Lime. Am plătit vreo 35 de lei, cred, și cred că am un ride pass de la de vreo 24 de ore. Nu e foarte mult, sper să mă descurc, sper să-mi intre comenzi. Haideți să vedem ce-mi rezervă și această zi prin Constanța, să vedem cum merg livrările la Taz Baie Mag. Imediat încep programul și merg așa încet către Tommy Small. Am văzut că e un McDonald's acolo și poate reușesc să prind prima comandă de acolo. Și mai am o mică problemă pe care trebuie să o menționez încă de la început. Nu am putut să montez suportul pentru telefon pe ghidonul trotinetei, așa că va trebui să mă descurc manual, vizual, să mă orientez în trafic și sper să fie bine. Așteptăm prima comandă la Taz. Băi, prietenașii, a intrat și prima comandă, dar n-a venit de aici, de la Tommy Small, cum așteptam. Trebuie să o ridic de la o distanță de vreo 350-400 de metri, tocmai de la Asiatico Express. Așa se numește acest restaurant. Îmi pare rău și mă simt așa puțin aiurea că nu pot să folosesc GPS-ul, dar am memorat așa harta în mare parte. Uite, aici trebuie să fac stânga, semnalizăm așa chiar dacă n-am mașini în spate. Cred că m-am băgat bine pe aici. Voi care trăiți în Constanța știți mai bine dacă am greșit sau n-am greșit deja traseul. Ce-i drept e că uite că a intrat și prima comandă. După vreo 5 minute de așteptare, mergem la Asiatico Express. Asiatico Express, aici, nu? Mersi. Așa că am găsit, bă, fraților. Te-am parchez trotineta cumva aici și mergem să ridicăm comanda. Sper să nu ia careva. Bună ziua. Am și o comandă pentru Roxana la Taz. Aștept. Stau deja de vreo 7 minute aproximativ și mi-au zis că mai durează. Așa că ne bucurăm de vremea bună de afară și așteptăm să-mi fie pregătită comanda. Nu știu sigur că e prima comandă la Taz. Nu mai trebuie comandă, da, e ok. Mersi, salut. Păi, prieteni, între timp a venit comanda, dar trebuie să-mi deblochez trotineta. Sincer să fiu, am stat vreo 13-14 minute aici, dacă nu chiar mai bine, hai să zicem 15 minute. Iar acum trebuie să livrez această comandă la o distanță micuță așa, adică nu e prea departe, sunt exact 900 de metri. Undeva lângă Universitatea Maritimă trebuie să las comanda, mai exact la Spitalul Isis, fostul Spital Isis, din ce am înțeles acum se numește Spital Armonia. Mergem așa încet cu viteza melcului turbat, 25 de km la oră. Cred că mai am autonomie vreo 20 de km. Ne asigurăm stânga-dreapta. Cred că aveam și un stop acolo, dacă nu greșesc. Mai am unul în față. Hai, voi să vedem, să lăsăm prima comandă și ce am observat aici în aplicație, că mi-arată dinainte dacă mi-a lăsat clientul bacșiș sau nu. Și la această comandă pornesc bine, adică pornesc cu bacșiș. 3 lei. Am primit deja 3 lei bacșiș în aplicație. Am stat cam mult aici la Asiatico Express, 15 minute, dar asta e. Să sperăm că la următoarea comandă va fi mai ok. Bă, dar chiar așa, atâtea multe stopuri pe aici, nu mi piace, nu mi pace. Am ajuns Universitatea Maritimă Constanța și undeva mai în față la policlinica asta sau spital, ce e, policlinica Regina Maria sau Pozimed. Cred că chiar aici la Pozimed, la parter, trebuie să las comanda. Îmi las trotineta așa în margine de drum, o punem pe cric, nici nu mai pun pe pauză, că mă costă fiecare minut din pauză, dacă pun trotineta pe pauză, 77 de bani. Bună ziua!
Am o comandă pentru o fată, Roxana, oare știți care e procedura la Pozimed? Aici, nu? S-o sună bine sau cum să procedezi? Nu știu, sună bine, dar să nu știu. Păi a plătit-o deja. Dacă până la urmă trebuia să-i fac poză bonului, să o încarc în aplicație, nu știam. Ești începător? E prima comandă, da, la ta azi. N-am mai făcut niciodată, mulțumesc. Cred că e ok acum. O să fie bine. Da, sper, stai să văd dacă e totuși acum sau asigur că e plătită deja, ca să nu... Să nu vin să caut după bani. Gata, voi, fraților. Nu eram sigur, bă, vedeți, eu n-am încărcat bonul în aplicație și nu știam de treaba asta. Am ridicat comanda așa, pur și simplu. N-am știut că trebuie să fac poză bonului fiscal. Ok, prețul comenzii, bla, bla, bla. Finalizare, total 121 de lei. Atât a plătit clienta pentru această comandă. Pe comanda asta am câștigat 11,30 lei și plus 3 lei bac și ceea ce înseamnă că am făcut un total în aplicație de 14 lei și 30. Aștept în continuare să-mi intre, bineînțeles, o comandă. Cred că am să bag GPS-ul pentru că nu știu exact încotro să merg, să mă duc înapoi către Tommy's Mall, habar nu am. Vedem oricum. Nu m-a lăsat prea mult aplicația să-mi fac de cap pentru că deja mi-a fost plasată o altă comandă. N-am să mă repet la fiecare comandă să vă zic cât am câștigat. La finalul programului, acelor 3-4 ore, am să vă zic totalul de bani câștigați. Haideți să mergem la Dabo Donor, așa scria în aplicație, loc din care mergem cu trotiscârța asta care n-are suspensii să ridicăm cea de-a doua comandă împreună, că eu toți vorbesc la plural, dar și voi sunteți aici virtual cu mine. Băiatul ăsta nu prea știe ce vrea să facă. Caută un loc de parcare și nu-l găsește. Toate locurile de parcare se apelează la el. Dabo Donor, locul de unde trebuie să ridic comanda, e chiar aici în față, la 400 de metri. Până acum am primit distanțe scurte. Să sperăm că mă va ține așa toată ziua. Uite, Dabo Donor, scrie chiar acolo mare și lat, în partea stângă, se vede cu portocaliu. Poate sunt mai norocos de data asta la acest restaurant și nu mai stau atât după comenzi. Hai să pun bicicleta, auzi, bicicleta, trotineta pe cric aici undeva, cât să nu încurc prea multă lume și mergem să verificăm comanda. Cred că mai durează, nu, la taz? Mai durează un pic. Aștept. Aștept, mulțumesc. Mulțumesc. Comandă preluată și mă grăbesc pentru că aglomerație mare și la Dabo Burger aici, Dabo Donor. Chiar arătau foarte bine meniurile în zona asta și mergem să livrăm comanda asta la vreo 2 km maxim. Așa, hai var la metată, picai. Asta e blocul 4. Wow, ce am dat cu ușa asta, frate. Am zis că n-am spart geamul. Hai că am urcat din greșeală. Era numărul 17 și eu m-am gândit că e apartamentul 17, mă scuzați. E plată cu cardul, parcă a spus. Da. Uitați aici, o zi. Mulțumesc. Așa, mulțumesc frumos, o zi bună, la revedere. A doua comandă livrată. La prima am primit 3 lei bacșiș. Și ceea ce la Glovo se întâmplă mai rar, să nu mai vorbesc de Bolt Food și alte companii, aici am primit 10 lei bacșiș la a doua comandă. Și asta, bineînțeles, nu poate decât să mă bucur. Este așa, să-i dau comandă livrată. Habar nu am pe unde mă aflu. Și m-ar fi ajutat enorm să-mi pot pune GPS-ul aici. Asta e acum, dacă nu se potrivește ăsta, cum îi spune, suportul de telefon, livrez și așa. Ca să vezi, nici comanda numărul 3 nu s-a lăsat prea mult așteptată pentru că a intrat, dar n-am noroc cum o să intru și eu în mall aici, în Tommy's Mall. Mi-a dat comandă de la Nikos Greek Taverna. Hai bă, că a murit trotineta sau nu? Ia stai așa, că nu mai vrea să meargă, gata. Hai că și-a revenit și trotiscârța asta. Cred că mai am autonomie vreo 12-13 de ori, n-am făcut mai mult de 5 km cu ea și când am pornit prima dată la drum mi-a arătat că are autonomie de 24 de km. Așa, am demers înainte vreo 600-700 de metri și știu că parcă pe a treia sau a patra străduță trebuia să fac dreapta ca să ajung la Nikos Greek Taverna. Avem și în București Nikos Greek Taverna. Chiar dacă voi rămâne fără baterie la trotinete, nu e o problemă pentru că mă pot pune pe pauză din aplicație și rapid mă duc și iau alta, pentru că în zona asta Tommy's sau Tommy's 2 am văzut că sunt foarte multe trotinete amplasate cam peste tot.
Cred că următoarea la stânga trebuie să fie și locația mea, adică Nikosul. Cred că e același patron pentru că emblema, sigla e identică. Am ajuns la Nikos, parcăm trotineta, n-am să o blochez, au luat așa direct pornită, sper să nu stau prea mult. Și o ridicăm și pe a treia. Doamna comandă numărul 3. Și e bucușa asta așa de greu să deschide. Salut, am și eu comandă la TAS pe numele Teodora. Așa, mersi frumos. Așa să mă dau într-o parte și să fac poză bonului fiscal. Ce faci, mă? Bă, peste tot pisici aici în Constanța. Bă, frate, am mai văzut câteva. Ia uite și pe asta. Ce mare e. Ce fa, măi, pisul? Ce grasă e. Cât am de mers cu această comandă? 800 de metri. Până acum n-am avut o distanță mai mare, mai lungă de 1,5 km. În momentul de față ne aflăm pe o pistă pentru bicicliști, pentru biciclete și mă simt mai în siguranță acum. Nu știu cât de lungă e pista asta, pe ce distanță e, dar profităm de ocazie și mergem mai lejer, mai pe relax așa, pentru că această comandă trebuie să o las chiar lângă spitalul județean, spitalul clinic de urgență județean, cred, de aici din Constanța. Bă, trotineta asta nu pornește dacă nu-i dai avânt cu piciorul, bă. Așa, am ajuns la client, băi, pe rapid. Adică 800 de metri au fost o nimica toată. Lăsăm trotineta așa pornită și hai să vedem ce avem aici. E bine că trebuie să las comanda la parter, nu mai urc etaje. Hai să nu mai trântesc ușile, cum am învățat minte. Ok. Uitați aici. O zi bună, la revedere, cu plăcere. Până acum l-am livrat la 3 doamne. Să-i dau finalizare, e cu bacșiș și această comandă. Deci până acum am avut 3 comenzi, fiecare cu bacșiș. 3 lei, 10 lei și din nou 3 lei la această comandă. Mi-am băgat telefonul în buzunar, cam trag de nas. Mă forțez eu acum puțin să merg fără mănuși, că nu e cel mai cald afară. De aici încolo, cred că mă duc înapoi așa către Tommy's Mall. Mi-aș plăcut să fie un gen de live acum cu livrările, să vă întreb, să mă ghidați voi, gen Varlame, du-te pe acolo, du-te pe acolo, aia e zona cea mai bună cu comenzile aici în Constanța. Și uite, chiar am să trag pe dreapta acum, pentru că mi s-a părut că am primit o notificare, nu știu 100%, s-ar putea să fi fost altceva, dar mă uit acum în aplicație să văd dacă era aplicația TAS sau era altă aplicație. Și uite că la comanda asta trebuie să plătesc eu cu bani. Și n-am bani acumulați în aplicație, deci practic când începi la TAS, trebuie să ai niște bani de comenzi la tine. Cam ăsta e sistemul din ce văd eu, pentru că n-am bani acumulați la mine și am primit o comandă la care trebuie să plătesc la restaurant. Mergem către locație. Acum am ajuns într-o zonă cu super drumuri, cu ghilimelele de rigoare, pentru că dacă n-ai suspensie la trotinetă, cum n-am eu, sunt cam o varză, cel puțin pe strada asta, drumurile. Până acum au fost ok, dar aici au fost niște reparații, cred, în perioada recentă. Că asfaltul e practic tăiat cu frezele alea, sau cum se numesc cele care taie betonul, dar pentru trotinetă e cam nasol. Matei Takeaway, unde ești tu, Matei Takeaway? Matei Takeaway, uite mă, chiar aici în față și eram orbete. Nu vedeam, băi, e deschis, nu e deschis aici? Pare cam liniște. Având în vedere măsurile SARS-CoV-2, curierii Glovo, TAS și Bolsul ca să aștepte în afara sediului până la finalizarea comenzilor. Mulțumim, Matei. Stăm aici, am fric, nicio problemă, că sunt 30 de grade afară. Stăm afară și așteptăm. Sunt și București unele restaurante care nu te lasă să stai puțin la căldură. Deci stai afară după comandă. TAS? La TAS, da, pe numele Maria. 90, 100. O să așteptai sau trebuie să aștept afară? Ok, bine, mulțumesc. Hai că putem să așteptăm aici la căldurică. Hai că mai durează vreo 7-8 minute prepararea comenzii, deci așteptăm. Au, mi-au înghețat mâinile. Uite cum arată mâinile mele, sunt roșii, bă. Ei sunt precum geanta acum, mă asortez. Mulțumesc, o zi bună. Ne îndreptăm frumos către client și de data asta am demers mai mult până acolo pentru că sunt în jur de 2 km, cred, maxim 2 km. Bine, nu e mult, adică să nu mă înțelegeți greșit, e mai mult decât am avut până acum distanțe. Am ajuns printr-un cartier de case, e mare liniște aici, e frumos. Soarele îmi bate în față, asta e puțin aiurea, stau așa încruntat că nu văd prea bine. Problema e că
În zona asta, nu știu, sper să găsesc o altă trotinetă, pentru că trebuie să schimb trotineta. Mă cam lasă bateria la asta și trebuie să iau neapărat alta. Și uite ce fac acum. Am lăsat trotineta asta aici și o iau pe asta care sper eu să aibă mai multă baterie. Am văzut că avea în aplicație, dar nu poți să te iei după asta de fiecare dată și trebuie să verific. Hai să o pornesc pe asta și să mă duc rapid către client cu această comandă. Jap, i-am dat start. Hai să văd măcar 3 liniuțe aici. Am noroc, da, sunt 3 liniuțe și e mult mai bine. Într-un final am ajuns. Bă, destul de greu cu trotineta asta la deal. Am urcat până în zona asta aici. E un complex de-astea cu blocuri mai nou construite. Bate și un vânt de te sparge. Hai să las comanda, frate. Bună ziua. Uite aici, 85 de lei, te rog. O secundă. Mulțumesc frumos, o zi bună, la revedere. Ce se întâmplă aici, în Constanța? 85 de lei a costat. Adică atât trebuia să-mi dea această fată, care da, a fost tot o fată. A patra comandă, a patra fată, a patra comandă cu bacșiș și nu orice bacșiș. La această comandă am luat 15 lei bacșiș. Deci am avut două comenzi cu câte 6 lei, 12 lei, una de 10 lei și asta de 15 lei bacșiș. Deci fetele lasă bacșiș aici în Constanța. Avem și mici tornade. Adică era un vânt de ăsta așa și toate gunoaiele le adunase și le învârtea așa. Dar uite, bă, și aici doi câini maidanezi acolo și sunt mari. Bă, într-un fel mă bucur că mai văd câini maidanezi aici, pentru că și în București erau mulți, dar nu mai vezi de vreo 3 ani, 4 ani, nu mai vezi câini în București, pentru că au fost exterminați, da, din păcate au fost omorâți. Nu castrați, mulți dintre ei omorâți, nici nu se știe de ei săracii pe unde au fost îngropați, pentru că erau mulți și acum nu mai e, bă, niciunul, bă, frate, deci credeți-mă, cred că în ultimul an de zile n-am văzut un câine pe străzi. Va trebui să schimb din nou trotineta, de aici nu știu dacă voi primi o comandă, dar dacă primesc, o fac, bineînțeles. Deja am filmat cam mult și s-ar putea să livrez o comandă pe care nu o filmez pe vlog. N-aș vrea să fac un vlog de 30 de minute aici în Constanța, chiar dacă unii dintre voi ar vrea să fac videoclipuri mai lungi, unii dintre voi nu se uită la tot videoclipul și așa mai departe. Am să filmez exact cât îmi cade mie bine. Nu știu, vreo 15-20 de minute, habar n-am, vedem, oricum, revin. Doar ce am livrat o comandă aici în zona aproape de Tomis Mall și am găsit o trotinetă încărcată full, frate, și am să o iau. Mai aștept să fac o comandă, iar pe urmă fac încheierea acestui vlog. Mă voi rezuma doar la 3 ore cu livrări în fiecare oraș, ca să ne putem face o comparație. Nici n-aș putea să stau mai mult și să vreau aici în Constanța, pentru că n-am cu ce să livrez, pentru că uite ce îmi face live-ul. De n-am schimbat la trotinete. Mergem la Luna Boutique, așa se numește. Nu prima la dreapta aici, cred că următoarea la dreapta. Așa mi-a arătat GPS-ul, dacă am greșit aia e. Nicio problemă, ne redresăm. Avem autobuzul în față, îl așteptăm, bineînțeles, așa bătrânește încet. Trotineta mea are 4 linii, e full. Și abia aștept să ridic comanda, să o livrez și pe asta. Eu am zis că e Luna Boutique, dar nu e Luna, e Lona sau ceva de genul, nu știu, bă, că e un ou la acolo. Uite câte trotinete aici, bă, lăsate. Unde s-o pun și pe a mea, ca să nu încurc prea multă lume. S-ar putea să fie deja gata comanda și mă duc să verific acest aspect acum. De la tarta? De la tarta. Și banana bread cu multă nu știu ce. Îmi dai și un banana bread, o sacoșă. E plătită cu cardul. E plătită, da. Salată lună în pus, lapte cu prosciutto în pus, banana bread este pusă, de pile, mușchi și risotto. Ok, mersi frumos. Plăcere. Da? Deci plastele astea două pe care le vedeți aici sunt în valoare de 199,99 lei. Deci costă 200 de lei tot ce e aici. Ce poate să fie aici? Mușchiuleți de porc, risotto, nu știu de care. Pisicuța! Uite, bă, iar pisică, bă, deci peste tot pisici. Uite încă una. Constanța, un oraș al pisicilor și al femeilor care comandă la taz și al bacșișului, că până acum am avut comandă cu bacșiș la fiecare la fiecare strigare. Și am plecat. Așa bătrânește încet. Va trebui să ies cumva la stradă, că aici e pe interzis, sunt pe interzis. Cred că aș putea să fac stânga puțin mai. Uite o pisică iară, bă, ce cu pisicile astea, bă, pe aici? Bă, s-ar putea să fie ajuns, că mă tot foiesc pe lângă blocul ăsta.
Oare intrarea prin spate și se face pe portița asta așa? 80, fii atent manevră ce fac acum. Poate mă ceartă oamenii ăștia că am intrat în curtea lor aici. Nu știu 100% dacă e acesta blocul sau nu este. Uite bă, că e un interfon acolo. La urmă am intrat bine. Dacă s-a deschis ușa, înseamnă că am nimerit bine. Nu mai stai la discuții cu ei pe interfon, ți-a deschis ușa direct și a intrat în bloc. Practic, nu știu care a fost problema. Mă dați aici. O zi bună. Mulțumesc frumos. O zi bună. La revedere. La fiecare comandă astăzi am avut bacșiș. Și nu orice bacșiș. Încă un bacșiș de 15 lei. Deci am avut de două ori bacșiș în aplicație, câte 3 lei. Am mai avut odată 5 lei. De la fata aia 15 lei, de la un băiat 10 lei și acum 15 lei încă o dată. Nici nu mai știu calculele, fac calculele acum afară și gândiți-vă că am livrat 5 sau 6 comenzi, nici nu mai știu exact, am pierdut numărul. Pe una dintre ele nici nu am filmat-o și primele comenzi, vreo 5, asta uite bă că a rupt banul. Deci uite cum a rupt ăsta aici. Asta trebuie să o lipesc cu scoci. Primele 5 comenzi toate au fost livrate la femei și doar acum a fost un bărbat, dar uite și de data asta bacșiș. Ăștia trebuie să-i lipesc neapărat pentru că altfel nu mi-i primește niciunde. Ia stai mă să stau eu în curtea asta ca să fac încheierea, că parcă e prea gălăgie stradă. Ce voiam să vă spun, încheiere de videoclip, am făcut 73 de lei în aplicație, în 3 ore și 10 minute de muncă. Cred că am făcut vreo 6 comenzi total, habar n-am, nu mai știu. Acesta este sistemul de plată în stânga, am să vi-l pun cu comenzile și de asemenea vor fi și niște bonusuri săptămânale în funcție de câte comenzi ați făcut. Bonusurile le vedeți aici în partea dreaptă. Chiar nu vine să crezi sincer, bă, nici în București n-am primit așa ceva, deci fac în București de 3 ani și ceva la Glovo, la Bolt, am făcut la toate companiile, până și în Olanda la Takeaway, dar nu am primit bacșiș cum am primit aici în Constanța. Nu mă mai lungesc acum cu vorba, în cazul în care printre voi sunt interesați să lucrez de la Taz, Baie Mag, aici în Constanța, în descrierea acestui videoclip aveți toate detaliile de angajare. Eu mi-am rămas bun acum de la voi, apăsați notificările alea, activați-le în cazul în care vreți să fiți la curent cu următoarele vloguri pe care le voi posta. Următorul vlog aici pe canal va fi din Iași, tot așa cu livrări la Taz. Cam atât pentru azi, toate cele bune pe data viitoare, fraților. Pa, pa!